Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul economist Cristi Blorțu, președinte, director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Suceava. 2020, cum a fost în raport cu ceilalți ani, din punct de vedere al activității în relația cu contractanții, cu asigurații, furnizorii de servicii medicale, chiar și cu angajatorii? 2020 a fost anul în care am trăit noi experiențe din punct de vedere al crizei sanitare, a pandemiei. A fost un an dificil pentru toată lumea, nu doar pentru personalul care activează în sistemul de sănătate, ci și pentru întreaga populație a municipiului, a județului și până la urmă a întregii omeniri. Noi am încercat să gestionăm lucrurile în ceea ce privește activitatea Casei de Asigurări de Sănătate pentru a veni în sprijinul furnizorilor de servicii medicale în sensul în care ne-am străduit cu ajutorul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu ajutorul Ministerului Sănătății și al Guvernului să alocăm fondurile necesare pentru a gestiona cât mai bine această pandemie. Bugetul instituției a fost suplimentat semnificativ, o creștere importantă la nivelul fondurilor alocate a fost atât la nivelul unităților spitalicești, care au avut cheltuieli suplimentare pentru circuitele noi, pentru materiale dezinfectante, pentru salariații care au fost angajați suplimentar pentru a gestiona cât mai bine această criză sanitară. Atât spitalele, cât și celelalte tipuri de asistențe medicale au fost susținute și au fost alocate fondurile necesare pentru a ca persoanele asigurate să beneficieze de aceste servicii medicale. Chiar dacă în perioada de carantină, în perioada stării de urgență și ulterior a stării de alertă, accesul la unitățile spitalicești a fost restricționat, au fost aduse modificări legislative la normele metodologice de aplicare a contractului cadru încheiat între casele de asigurări și furnizorii de servicii medicale, astfel încât partea de persoane care nu aveau acces ca înainte la spital să poată fi preluați și să poată fi consultați atât în cabinetele medicilor de familie, cât și în cabinetele medicilor specialiști din ambulatoriile de specialitate. Au fost dublate numărul de consultații acordate în timp de o oră atât pentru medicii de familie, cât și pentru medicii specialiști. Deci dacă înaintea apariției pandemiei, da, Casa de Asigurări de Sănătate deconta un număr de 4 consultații pentru un medic de familie sau un medic specialist, consultații acordate asiguraților, a fost dublat astfel încât să avem posibilitatea să replătim un număr de 8 consultații atât medicilor de familie cât și medicilor specialiști. Deci, practic, adresabilitatea la aceste cabinete să fie dublă. De asemenea, valorile punctului per serviciu cu care îi plătim pe acești medici au fost suplimentate. A fost introdus de asemenea sistemul de telemedicină, persoanele putând beneficia de consultații telefonic sau prin mijloacele electronice, atât la nivelul cabinetelor de medicină de familie, cât și la nivelul medicilor specialiști. Deci persoana contactată telefonic sau prin un mijloc electronic medicul, îi
comunica simptomele sau, mă rog, ce parametrii interesau medicul, acesta putând pune diagnosticul, oferindu-i recomandările medicale și transmițându-i și rețeta compensată tot prin mijloace electronice. Deci au fost, repet, aduse unele modificări legislative pentru a veni în sprijinul persoanelor bolnave care nu puteau să se adreseze spitalelor datorită restricțiilor de internare, datorită circuitelor noi introduse, da. Pentru că la nivelul, dau exemplu, nivelul spitalului Suceava, la nivelul spitalului Rădăuț, de asemenea, pentru că cele două spitale au fost inițial spitale COVID și suport COVID, introducându-se noi circuite pentru a izola persoanele infectate de celelalte persoane, pentru a introduce zonele tampon în perioada în care persoanele erau testate până la venirea rezultatelor, să vadă care, ce persoane sunt, intră pe zona COVID, zona non-COVID, automat au dispărut sau nu au putut fi utilizate toate paturile existente la nivelul spitalului. Ajunsesem la un moment dat, la începutul pandemiei și în apogeul crizei de la Suceava, când aveam internați la nivelul unui procent de 20-30% din persoane din capacitatea totală a spitalului. Deci intrau doar pacienții COVID și plus urgențele majore care necesitau neapărat intervenții chirurgicale sau alte tipuri de tratament. Deci a fost un an greu. La început, cele două unități spitalice, Spitalul Județean și Spitalul Rădăuț, au fost Spital COVID și Suport COVID. Ulterior, datorită apariției valului 2, au mai fost desemnate prin ordin al Ministrului Sănătății și celelalte spitale din Siret, Vatra Dornei, Câmpul Lung, Gura Humorului, care au preluat și ei pacienții COVID cu forme mai ușoare decât cele tratate de la nivelul Spitalului Județean, astfel degrevând din activitatea colegilor medici de la Spitalul Județean. Dar încă, fiind în continuare număr semnificativ de cazuri la nivelul județului, activitatea acestor spitale nu se desfășoară în parametrii normali ca înainte de apariția epidemiei. Da. Domnule președinte Blărțu, în această bătălie, în această criză sanitară, în prim plan au fost spitalele, medici, evident, dar ca instituții mă refer. Spitalele, unitățile medicale și DSP-urile. Mai puțin, poate, casele de asistență de sănătate. De asigurări de sănătate. Sănătate. Da. Care a fost rolul? Cum ați monitorizat? Pentru că cheltuielile au fost mari. Iată, avem tot felul de informații din alte județe, poate dintr-o greșeală romenească, nu știu. Nu vrem să ne ducem că s-au făcut greșeli, între ghilimele, bune intenții. Exact. Da? Deci s-a urmărit un câștig. Cum ați monitorizat această relație? Vorbim totuși de bani publici. Deci noi n-am fost în prima linie, cum se spune, interacțiunea directă cu pacienții sau noi am fost o instituție suport. De deci noi am fost banului. Instituție suport. Am încercat să alocăm la nivelul să atingem cel puțin, obiectivul nostru a fost să fim la nivelul necesităților acestor spitale, în primul rând, pentru că la spitale a fost cel mai dificil de gestionat. Da. Nu că la celelalte tipuri de asistență ar fi fost ușor, pentru că, vă amintiți, la început au fost și clinicile
medicale, cele private, cele din ambulatorii de specialitate, erau închise, nu știa... Da, pentru dezinfecție. Exact, da, pentru dezinfecție, pentru protecția, da, pentru protecția salariaților. Dar spitalele au funcționat pe tot parcursul acestei crize și am încercat să să venim în sprijinul lor cu fondurile necesare pentru buna gestionare a acestei pandemii. Prin modificările legislative aduse la nivel național, am putut să alocăm fonduri pentru spitale astfel încât să își poată desfășura activitatea în bune condiții. Așa, da. Contractul încheiat între Casa de Asigurări de Sănătate și un spital se bazează pe numărul de cazuri externate. Cum v-am și menționat, dacă activitatea era la nivel de 30%, automat și suma alocată de casă trebuia să fie în același procent. Da. Dar au fost aduse modificări legislative astfel încât să putem deconta acestor spitale cheltuiala efectivă realizată. Deci cheltuiala la nivelul spitalului cu tot ce înseamnă medicamente, materiale sanitare. Cam cât ne-a costat, dacă aveți câteva cifre. Deci o să vă sunt cele mai reci, dar a fost un efort mare. A fost un efort mare din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și din partea Ministerului Sănătății. Cu siguranță că era și o presiune pentru casele județene de asigurări de sănătate, pentru că banul trebuia cheltuit cu mare atenție, dar fondurile trebuiau să fie trimise foarte rapid. Exact. De asta, deci, asta spun, deci tu se lucra la limită de timp, la se limita lucra maximă. La limită de timp și noi n-am avut perioade de întrerupe, chiar dacă și la nivelul casei au fost colegi care au fost infectați. Am avut colegi care la rândul lor au fost și internați în spital, unii cu forme mai grave, unii cu forme mai ușoare. Activitatea noastră s-a desfășurat pe toată această perioadă, mă refer la începuturile ei, când nu știa foarte multă lume ce înseamnă. Și am încercat să alocăm fondurile necesare pentru spitale ca să-și desfășoare activitatea în bune condiții. Deci eu pot să vă spun că plățile înregistrate în anul 2020 pentru spitale a fost de 208.498.940 de lei. La spitale au fost externați un număr de 56.083 de bolnavi. Repet, internările fiind la un nivel mult mai scăzut față de perioada dinaintea pandemiei, noi am alocat fonduri efectiv pe ce se cheltuia la nivelul spitalului. Pentru că dacă plăteam... Consumabile, dar și medicație. Medicație, materiale sanitare, tot ce înseamnă cheltuielile cu personalul, cu personalul angajat suplimentar. Deci am, cel puțin pentru spitalele COVID și suport COVID, s-a plătit la cheltuiala efectivă. Nici măcar pe la nivelul contractului. Pe baza, cum a modificări legislative. Modificări legislative, exact, exact. Și legislația a fost prelungită și în continuare pe perioada stării de alertă. Într-adevăr, acum sunt mici condiționări, se ia comparativ trimestrul 4 al anului 2020 pentru a nu depăși, pentru că nu deocamdată suntem într-o situație mult mai bună decât în anul 2020. Dar, v-am spus, având în vedere aceste modificări legislative, am putut să le plătim efectiv ce au cheltuit pentru pandemie. Pentru că noi, dacă nu se modifica legislația și trebuia să le plătim la nivel de contract, erau spitale în situația în care nu puteau să-și plătească nici măcar salariile pentru personalul care desfășura activitatea. Da, da. Restul de bani cum ați împărțit? Care a fost relația cu medici de familie? Și așa cum am înțeles de la dumneavoastră, și ei au fost solicitați. Într-adevăr, și medici de familie care și-au desfășurat activitatea. Fost, până la urma urmei,
aproape de linia frontului. De am încercat să le alocăm fonduri suplimentare. V-am și menționat. Număr dublu de consultații decontate pe oră. La materialele de protecție au fost distribuite tot prin casa de asigurări. O parte din aceste materiale, măști, viziere pentru furnizori de servicii medicale, pentru ambulatorii de specialitate, pentru medici de familie. Da. Am păstrat în permanență legătura cu aceștia și solicitările care nu am putut să le gestionăm, să le rezolvăm la nivelul casei județene, au fost transmise și comunicate mai departe la Casa Națională. Dar întreg corpul medical a avut o perioadă foarte grea și și-au făcut datoria din punctul meu de vedere. Aici cheltuielile sunt separate de cele, sumele. Fiecare, fiecare cam care a fost efortul tip de asistență medicală are o cheltuială separată. La medicii de un ambulatoriu de consultații au fost acordate un număr de 481.615 consultații, un număr semnificativ mai mare față de anul 2019, care a fost un an normal, iar suma plătită a fost de 40.120.145 de lei. La medicii de familie, vă spun imediat ce plăți au făcut, au fost realizate un număr de 4.627.000 de puncte per capita pentru numărul de înscriși pe listele medicilor de familie și 8.106.957 de puncte per serviciu. Plățile pentru medicina de familie au fost de 68.469.511 lei. Procentul din totalul serviciilor medicale de contate este undeva la 11.56%. Iar la spitale procentul este la 53% din totalul fondurilor alocate sistemului de asigurare de sănătate la nivelul județean. Deci ponderea cea mai mare este la spitale. Da. Ați menționat acolo 4 milioane, 8 milioane de puncte. Care ar fi diferența între 2020-2019. Deci, ținând cont că numărul de consultații a fost dublat, cred că din luna aprilie, creșterea este undeva la 30-40% față de numărul de puncte realizate în anul 2019. Luăm a doua pauză de publicitate pentru că aș dori să ne referim în ultima parte și la cum ați gestionat programele naționale. Da, revenim, doamnelor și domnilor, în câteva clipe.